modalitatea cum dispozit la articolul 134, alineatul 1, litera A și alineatul 3, litera A, din nou G57/2019, și are dispoziție prima comună de numărul 20 din 27/2020, a fost invitat în ședința acordată astăzi. Din cei 11 consilieri locali sunt prezenți domnul Ceru și domnul Menache nu poate să vină. Având în vedere prevederea că articolul 138 al 15 din 1957 prin codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal în chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă? Deci procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Dar acum vă rog pe doamna Anica Gabriela să preia funcția de procesul. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Să recepționăm ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea contribuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul de 2020, conform contului de execuție al bugetului local la 30.06.2020. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care analizează toate de 3 comisii. 2. Informare, adresa cu numărul 3507 din 77-2020 a SG Electrostat SRL Unești, statele diverse. Dar am mai și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi, da. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și Agenții Economici și IPL, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an asumată de delegatar la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2007, din 6-5-2015 și actului adițional numărul 4, la contractul 180/2157, din 6-5-2015. Diminuarea tarifului de la 2654,82 lei pe tonă fără TVA, la 1414,47 de lei pe tonă. Inițiator, primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisiei de care analizează toate cele 3 comisii. 2. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Ardeoan la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public și aprobarea indicatorilor tehnico-economice în proiectului sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referat de aprobare al primarului, comisia care analizează toate cele 3 comisii. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2020, conform contului de execuție al bugetului local la 30.06.2020. Stabilite toate cele 3 comisii. Doamna Anica Gabriela. Comisia analizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Domnul Macadam. Comisia analizează proiectul de hotărâre în forma prezentată. Și domnul Rusu Alexandru. Comisia analizează favorabil. Materialele au fost analizate și dezbătute în comisie. Dacă dorește totuși cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Se trece la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și aie plus IPL, luând în calcul cantitatea programată de 1000 pe tone pe an asumată de delegatar la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6-5-2015, actului adițional numărul 4, la contractul 180/2957 din 6-5-2015. Diminuarea tarifului de la 2654,82 lei pe tonă fără TVA la 1414,47 lei pe tonă. Comisia, doamna Anică, comisia vizează favorabil
Domnul Acadam. Comisia vizează favorabil proiectul în forma prezentată. Domnul Rusu Alexandru. Comisia pentru administrarea publică juridică, apărare ordinii și ministrul publice, al drepturilor cetățenilor, administrează favorabil. Materialele au fost analizate și dezbătute în comisie, dacă vreți să totuși mai întreia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Să trecem la următorul proiect de hotărâre. 3. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Ardeoan la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public și aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului, sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public din Comuna Ardeoan, județul Bacău. Aviz de toate cele trei comisii. Doamna Anică, aviz favorabil. Domnul Macadam. Aviz favorabil. Așa. Materialele? Domnul Rusu, da? Aviz favorabil. Materialele au fost analizate și dezbătute în comisii. Dacă se dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vreo proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă. Și la 4, adesa cu numărul 3507 din 7-7-2020 a SC Electrostar RL Unești. Domnul secretar, pe citire adresei. Nu știu dacă nu are răspunde la adresa asta, fiindcât doamna care depinde instituția este de față și poate să depinde de câteva aspecte ce și privește solicitarea societății pe care o reprezintă. Dar cum vă citesc dumneavoastră pe asta? Deci, este vorba despre postul de revizuire exclusiv Onești, prin care a avut un contract pe o perioadă de un an la noi și se expiră în data de 29-7, exact ziua de astăzi, trebuie ca dovadă că a fost prezent aici. Și în contextul acestei adrese, deci, dumneavoastră solicită ca să prelungim contractul cu o perioadă de minim 2 ani, ca să nu un an trece foarte repede, așa, dar și apoi să măcar 2 ani să putem încheia un contract de ceea ce privește partea de televizare a ședinței postului local, cât și pe partea de informare anumite aspecte de perioada Comunei Ardeoan. Așa că, dumneavoastră, dacă considerați exact cum vă stipulează și în adresă că vor să fie prelungit contractul cu o perioadă de minim 2 ani, dumneavoastră stabiliți. Eu aș veni cu propunerea să totuși să prelungim contractul cu 2 ani de zile pentru transparență, pentru ca și cei din străinătate care sunt plecați de acasă să vadă ceea ce se întâmplă în Comuna Ardeoan. Acum dumneavoastră faceți cum considerați. Eu am avut o discuție cu patronul firmei, am zis până la terminarea mandatului, dar totuși și că ar fi bine să mergem cum am văzut până acum să mergem de aici acolo. Atât vreau să spun doar că fiind pe, dacă se încheie pe 2 ani, de exemplu, noi am avut prețul mărit de anul trecut, dar la dumneavoastră a fost la fel, adică mai mic, pentru că, da. Deci pe 2 ani rămâne același preț, da. Păi discuția asta am avut-o, am motivat și insolvența și am găsit să înțelegeți, să mergem cu același preț. Cineva să... Da, până la urmă nu cred că este nimic rău în treaba asta, cum a spus și domn primar, avem nevoie de transparență la ședințelor din Consiliu, toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă, nu cred că este nimic rău și mai ales că prețul rămâne la același pe o perioadă de 2 ani de zile. Se scăpă de tot acesta. Eu sunt de acord. Da, sunt foarte de acord cu ce a prezentat. Amendamentele care a adus domnul primar mai înainte și mă bucur foarte tare de calitatea serviciilor adusă de doamna. Mulțumim. De doamna. Și eu sunt de acord cu prelungirea contractului pe 2 ani, deoarece este transparență și este foarte bine. Mulțumim. Atunci se pune la vot prelungirea cu cine este pe acest.
Mulțumim frumos. Dacă cineva vrea să înscrie la cuvânt, domnul, mai da. După cum bine știți, se încheie un mandat, urmează campania electorală și cu toții cred că am început să strângem planurile de semnături care le strângem în de fiecare alegeri. Rugămintea mea, atât către cei din echipa noastră și către cei din opoziție, din echipa celorlalte, ar dori să fie o campanie curată, să nu umblăm cu mizerii și cu minciuni. Surprins mi-a fost chestia când am stat și am discutat cu unele persoane din comuna noastră și erau prost informații, nu prost informații, greșit informații sau dezinformații. Cum că asfaltul nu se va face, podul nu se va face, Iveco care i-a dus acum în fața căminului aici, în fața primăriei, l-a adus doar pentru campanie. Nu cred că e un început cu dreptul să începem campania așa, nici n-a început, mai e luni de zile când începem campania. Dacă începem cu minciuni și mințim lumea în față, doar că n-a făcut nimic, vă scoate ochii, hai că vine că sunt mai bun. Și la dumneavoastră mă refer, domnul Hoba, că numele dumneavoastră l-am auzit. Și nu-i frumos să dezinformați populația, cum că nu se va face asfalt, că nu va fi nici canalizare, că nu va fi nici gaz, că doar e praf în ochi și noi mințim și, de fapt, stați că veniți dumneavoastră. Am mai auzit o altă variantă. Cum că ieșiți dumneavoastră primar, un succes, vă dorim, fiecare e democrație și fiecare cu șansa lui. Și angajați polițiști locali, șoferi, deja ați făcut liste, pe cine puneți șofer, pe cine puneți polițiști locali, chiar de va fi angajări, posturi, de polițiști locali, de ce o mai fi, nu știu exact. Să vă face concurs, deci nu umblăm cu nepotisme, că vreau pe ăla, că mi se pare mie că e mai bun ăla, să e mai bun ăla. Noi avem aici proiectul Sinteza la 2 secunde. Sinteza obiectivelor de investiții în cadrul subprogramului lucrări în primă urgență. Pe județul Bacău sunt 10 proiecte, dintre care 3 sunt în comuna Ardeal. Reabilitarea infrastructurilor de afectate de viitorii comuna Ardeal, județul Bacău. Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și locale afectate de calamități în comuna Ardeal, județul Bacău. Reabilitare și modernizare pod în comuna Ardeal, județul Bacău. Sunt informații publice, de poate verifica oricine. Deci la alte 3 proiecte, ordinul de ministru este semnat. Noi am primit pe data de 20 iulie, deci ordinul a fost dat pe 31-12-2019, dar am mai fost niște pași, și pe data de 20 iulie am primit ordinul ministrului. În data de 23 iulie, deja s-a semnat, ca să se știe, s-a semnat autorizația de construcție pentru asfalt, pentru modernizare. Și imediat o să vină și proiectul al doilea și podul, care sunt aprobate. Dar, mă rog, așa a fost tot timpul, cu 2 luni de zile înainte de a începe campania electorală, a început mizeria, că așa s-a făcut și în 2008, și în 2012, și în 2016. Într-adevăr, am întâmplat același lucru, nu spus, și Remus, și toți, și Titelul, și Bogdan, aceeași treabă, pe unde se duce, dar lumea știe ce are de făcut. Așa a fost. În 2008 au făcut mizerii, foarte multe mizerii. În 2012 au plimbat avionul, prăștiat manifest, au făcut tot felul de chestii. În 2016, știind că suntem în insolvență, tot la fel, o să pățească și ați putea și vă spun, că ședința e publică, cum împățându-ți Florența. O umblat din poartă în poartă, o strâns vreo 7-800 de semnături, așa au zis că au avut 7-800 de semnături și au avut 20 ceva de voturi. La lumea când merge la poartă, na, îi dă semnătura, îi dă buletinul, dar domnul Popa are 3 mandate totuși, are 12 ani de când e consilier local. Ar trebui să meargă, dacă tot vrea să facă campanie, să spună din casă în casă, în cei 12 ani, ce au făcut pentru primăria Ardeal și pentru cei care l-au trimis, ca și să reprezinte primăria Ardeal, ca și consilier, da? 12 ani. Deci nu au făcut nimic, decât să dezinformeze și să aducă, să se atace primarul și echipa primarului. La fel am auzit și eu, că v-au angajat cei 3 polițiști. După cum știți,
cele trei posturi sunt de anul trecut. Nu le-am scos la concurs tot din lipsa banilor. Am zis, băi, nu angajăm, ne descurcăm. Când o fi și o să ne revenim, ieșim din insolvență și o să angajăm. Iar mașina este luată pe gal, cu săriță, chiar dacă dorea, a fost întors de vreo două ori înapoi. De ce am fost întors înapoi și bănuiți, asta e situația. Sărărița și mașina este a noastră. Știți destul de bine că când am aprobat podul, indicatorii tehnico-economici, nici n-a vrut să vină, deci a boicotat. N-a vrut să vină la ședință. Când am primit banii pe calamități, acum 2 ani, cei de 3 miliarde, 300 de mii, noi, la fel, a fost singurul consilier care este înregistrare. De asta e foarte bine că vin domnul de la exclusiv. Este înregistrare. A fost singurul care nu a aprobat. Nu a vrut. El, când avem nevoie de bani. La podul eu trebuie la fel. Foarte multă lume mi-a spus că, domnule, că uite ce spune, că nu s-au făcut lucrările conforme și nu știu ce și așa. Într-adevăr, eu nu am vrut să semnez recepția, i-am pus să spargă și lisa, trebuie să toarne asfaltul din nou pe aleile pietonale, o spart periurile, toate patru periuri, dar asta se datorează mie, nu altcuiva. Nu am vrut să semnez recepția ca să facă lucrarea de calitate. Da, și acum lăsa să închei. La fel, rugămintea mea e la toată lumea. Aș dori, mai avem o lună de zile când începe campania, să avem o campanie curată. Hai să dovedim oamenilor și să le arătăm ce putem face, nu prin minciun, nu ce n-a făcut sau ce aș putea face eu. Iar ca să puteți să-i dați și domnului Popa, dacă nu, să-i dați autorizație de construcție și da. Ordinul ministrului, ca să vadă că într-adevăr nu sunt minciuni. Dar nici nu pot așa să-i duci să... Mă sun, deci mă sună foarte multă lume. Deci mă sună foarte multă lume. Domnule, dar uite că vine că face, o trimis că tu l-ai de acolo și arată la fel. Un alt mincinos. Minte de ferească Dumnezeu. Deci n-au demonstrat. Ce l-au fost consilierul Rugan, nu a demonstrat nimica. Nici el. Exact cum și domnul Popa. El, dacă respecta cetățenii din comuna Argan, nu numai înainte de campanie, oprește să rămână la toate băbuțele, vorbește cu toată lumea, el mai bine și-ar vedea de treaba lui să nu mai intre pe terenurile la oameni. Păi el nu-i primar, da? Și el intră abuzic pe terenurile oamenilor. Dar trebuie să mai aibă șansa să mai fie și primar. Păi vă dați seama că în ce... Sunt făcut niște acuzații care sunt nefondate. Și ne-am luat. Am spus ce ați vrut. Am tăcut. Nu mințiți ce-mi fac. Am tăcut și am văzut dacă să... Și ascultați. Deci ați făcut niște acuzații nefondate. Deci eu nu am zis la cetățeni că a făcut mașină care nu este pe program. Nici n-am discutat despre mașină. Nu am vorbit cu cetățenii despre lucruri care a spus dumneavoastră, cu cum ar fi să nu voteze, să nu mă voteze. Deci eu nu am discutat chestia asta până... Dar le-ai spus că nu se va face niciodată asfalt, e suficient. Este autorizație de construcție, domnul Popa, poftim. Este autorizație, mai mult de atât. Acum doar timpul, atâta mai trebuie, timpul. Da. Și depinde, deci ar trebui, cred că în 20-25 august, trebuie să știm cine este constructorul, cel care a câștigat licitația. Ar mai fi încă o problemă, exact cum s-a întâmplat și la pod, să conteste cel care a câștigat licitația. Ar trebui 30, nu știu, 30 de zile. Dar sperăm că la sfârșitul septembrie să începem asfaltarea. Eu zic că s-a făcut din martie, de când am ieșit din insolvență, s-au făcut destul de lucruri și lucruri, niște, avem proiecte foarte mari, da? Avem două proiecte pentru asfaltare, care există sursa de finanțare, deci pentru toată comuna, pe toate ulițele și drumurile comunale. Avem podul Ardeoan, care a fost distrus de calamități în 2016-2017. Îl avem și pe ăla. Puteți să intrați, îl avem în fișa sinteză, intrați pe site-ul Ministerului Dezvoltării și îl vedeți la Compania Națională de Investiții. Este ordinul ministrului. Da? Avem 49,5 km de conductă de gaz pe Poim. Și ăla trebuie să vină și gazul. Avem canalizarea care e depusă la Ministerul Dezvoltării. Școala de la Leontinești am prins-o la Ministerul Culturii, să o reabilităm și pe aia, că e păcat, chiar dacă avem școală mare și toți copiii învață aici. Nu trebuie să lăsăm, e monument istoric, nu trebuie să lăsăm să se degradeze. Trebuie făcut și obiectivul ăla. Că s-a spus de școală. Acum nu mai recunoașteți, că școala este foarte mare. Nu este foarte mare, școala este foarte bună. Domnul primar,
S-au făcut obiectiv și o să mai facă. Da. Dar nu uitați că în 2012, când ați candidat la funcția de primar, ați prezentat într-un ziar local că aveți proiect aprobat și finanțat pentru asfaltarea celor 8,5 km de asfalt. Pentru domnul Ăsta a fost scopul domnului Dragoș Benea. Domnul Dragoș Benea. Deci ăsta a fost scopul să blocheze comuna Ardeva. Eu zic că am terminat. Am ieșit și din insolvență și-a dus planul la bun sfârșit. Eu am ieșit din insolvență, am cumpărat utilaje, am făcut ce am putut. Dar am ieșit din insolvență și avem aceste proiecte mari care se vor face. Da. Deci se vor face cu siguranță. Există și finanțare pentru ele. Domnul primar, sunteți primar din 2004, când nu erați în insolvență. În 2004 ați promis asfalt, în 2008 ați spus că faceți asfalt, în 2012... Nu au făcut absolut nimic până când a intrat diaconul primar, ca să fie clar. Știe toată lumea, da? Și 16 ani, ce unii ați făcut? Tot timpul ați spus de drumurile de exploatație agricolă, da? Nu este minciuna, la mine este lumea ta. Păi nu, la tine este minciuna. Tu minți, eu am făcut. Păi și unii ați făcut? Nu. Domnul Popa. Este 2004, 4 mandate de scopul. Domnul Popa, ăsta este stilul dumneavoastră. Ăsta e echipei dumneavoastră. Lucrurile sunt. Ce se întâmplă pe la nivel, în ședințele de consiliu local. Pum, da? Ăsta este stilul dumneavoastră. Eu am făcut. Eu am ce ați promis. Domnul consilier, eu am ce să arăt la oamenii din comună ce am făcut, cât am putut. Domnul consilier, am ce să le arăt la oameni. Arătați-le dumneavoastră 12 ani ce ați făcut. Și am făcut și eu lucruri destul cât am putut să fac. Dacă trebuie să vă dau două exemple, vă pot da. Am angajat biserica, o parcare la biserică, la Ilești, biserica Unic și Mitir, biserica veche, am amenajat-o eu, am făcut drumul Bănășoaia, domnul vice este de fapt. Care drum ai făcut la Bănășoaia? Cu tractoare, cu două tractoare. Ai dus până la jumătate, după care n-ați vrut să mă lăsați să mai iau balastru, ca zis când fac campanie. Și a rămas drum așa. Adică de ce lucruri care le-am făcut, dar nu m-ați lăsat. Eu nu mint. Nu mint, n-am mințit niciodată și nu mint. Spun lucruri pe nume. Dar dumneavoastră nu vă convine când vă spune cineva un adevăr în față. Vă place numai să vă pierde oamenii, să vă așeze. Când vă spune ceva, nu vă convine. Nu am vorbit cu nimeni din comuna asta că angajez șoferi, polițiști. Deci nu am vorbit de nici n-am să angajez. Eu nu sunt privat. O să candidez la funcția de privat. Dacă o să ajung, după aia... Având documentele astea în față, dumneavoastră aveți certitudinea că va fi asfalt în comuna Ardeoani? Până nu-l văd, nu mai am încredere, domnul vice, după 14-16 ani mi-e promis și nu faceți. Nu mai am încredere, nu-l văd, să-l văd asfalt. Deja este prea mult. Adică aveți documentele în față, nu mai vedeți. Să-l vedeți asfalt. Domnul vice, este legal. Este politica și politicianismul. Și atunci când pe anumite funcții de conducere ajung oameni ca domnul Dragoș Benea de o calitate îndoielnică, asta se va întâmpla în România. Și atâta timp cât comunele sunt 3500 de locuitori, nu sunt luate în seamă, la fel se întâmplă în România. De ce nu spuneți dumneavoastră? Noi avem 2400 de locuitori, da? Aveți primar la Scorțeni, 3500. A făcut primăria Scorțeni. O făcut măcar 10% din ce a făcut primăria Ardeoani și primar PSD. Deci nu mai vorbim. Deci nu le-ați exemplu, Folosul, Poduri, Măgile, ești tu? Sunt comuni de 8.000 de locuitori. Normal, Balcan, Dofteana, Poduri, sunt comuni de 8.000 de locuitori. Normal, acolo sunt de care este bază între voi. Sunt este o comună mică. Domnul Popa, comuna Ardeoani are sistem de alimentare cu apă funcțional din 2007. Și toate comunele din... Deci, Poduri... Aveți răbdare! Deci, ce v-ați spus că face? Toți care au apă... Nu au apă nici acum, după 3 ani, de 13 ani apă în comună. Deci nu mai încășați... Și canalizare, toți care au apă, nu le dau nimeni la canalizare. Dar nu uităm că
că nu depinde numai de noi. Păi și de ce le închide doamna Nicu? Astea sunt piedicile politice. Păi asta deci astea sunt piedicile politice. Da. Nu e cauza asta, stăm din loc. Nu e la noi și mă se întâmplă peste tot, câteodată ore. Am înțeles, doamna Nicu, dar nu mai dați vina pe unii pe alții. Dar nu că nu s-a făcut. Domnul Cosmin, nici de rău vine și mă acuză. Deci niște acuzații ne fondate. Așa mi-a spus. Păi cine v-a spus? Dați-l loc, dați-l de față. Așa mi-a spus. Când v-a rugat frumos, s-a oprit muzica noaptea la bar la dumneavoastră. Am și eu copii mici, am vecini copii mici. Care nu vă interesează la ora 10 închide. Se închide. Domnul Popa, chiar vreți să vă arăt, chiar am filmat, chiar vreți să vă arăt, n-aveți niciun client pe terasă, boxa e scoasă aproape în stradă și îndreptată spre blocul meu, că suntem adversari politici și trebuie să ne șicanăm, și dați drumul la muzică la maxim. Dacă nu știu, 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 dacă nu mai știu, dacă nu știu, dacă nu știu, dacă nu știu, dacă nu știu, mulțumesc, doamna Nicușa. Aduc în vedere dumneavoastră, deci dezinformarea există, având muncă de teren, cred că știu cel mai bine ce se întâmplă în comună. Cetățenii informația asta o primesc. Podul prea mare, ca și realizări vorbesc. Deci podul e prea mare, școala e prea mare, mașina e altă, nu trebuia așa, mă rog. Iar ca obiective, toți știu că nu se vor realiza. Deci care, da, este un niciun răspundat. De azi înainte o să merg cu documentele după mine. Ordinul de ministru, fișele sunt sinteză, autorizația de construcție. Ca să nu mai fie discuții, că se umplă cu minciuni. Eu înțeleg că am intrat în febra alegerilor, dar trebuie să fim corecți. Mulțumesc!